Tânăra din județul Brașov, care a fost spulberată pe trecerea de pieton de un șofer aflat sub influența băuturilor alcoolice, se luptă să supraviețuiască și face acest lucru de aproape un an. Iulia Ganea va pleca acum la recuperare în Israel. Aveți emoții? Vă dați seama că sunt și emoții. Emoții pentru că sperăm ceva mai bun, fără. Dorim din suflet să venim sănătoși de acolo. De un an, Iulia tot face diverse recuperări și tratamente în țară, însă în zadar. Sperăm să reușim ceva mai mult față de România. Suntem încrezători că o putem recupera. Cel puțin așa sper eu. Starea este cam la fel, doar că privește mai bine, se uită spre noi, numai că nu putem coopera. Vă recunoaște când vă vede? Asta nu știm. Pentru că nu și-au permis un transport special, soții Ganea pleacă cu un avion de linie. În schimb, angajații companiei aeriene au scos mai multe banchete din aeronavă, iar în acel loc, pentru Iulia, a fost montată o targă. Îți dorești să vorbești din nou cu ea, să foarte povestiți? Mult. Și visez lucrul ăsta, visez că vorbește cu mine, visez că e bine, că totul a trecut. Îmi doresc foarte mult. O să devină realitate? Să dea Dumnezeu. Ne dorim să ne spună pe unde a fost ea cu gândul până acum, un an de zile aproape. Am chinuit mult, dar a trecut și ne așteptăm să fie mult mai bine. O zi de tratament la clinica din Israel costă $1,100. Cei din Israel ne-au spus să stăm minim 3 luni de zile să putem vedea rezultate mai bune. Aveți banii necesari pentru perioada asta? Avem strânși cam pentru 2 luni de zile, vom vedea mai departe ce putem face să putem sta mai mult. Între timp, cel care a accidentat-o pe Iulia se află în spatele gratilor pentru vătămarea fătului și conducerea unei mașini sub influența băuturilor alcoolice.